Adina, văd aici foarte multe chestii interesante, îmi plac foarte mult. Le putem folosi drept cadouri pentru sărbători? Asta facem în perioada asta, personalizăm absolut orice își dorește clientul din accesoriile și bijuteriile pe care noi le producem. La ce ținute putem accesoriza aceste elemente? La ce le putem purta? Cred că la orice ținută. Dacă vrei să porți ceva mai la baza gâtului, la o rochie decoltată sau dacă ai o rochie neagră, în principiu poți să-ți pui un lănțișor la baza gâtului, chiar cu pietre prețioase sau nu, și îl putem face pe o bază mai mică ca să fie cât mai fin. Noi încercăm să îmbinăm atât tradiționalul cât și cu varianta modernă. Adina a moștenit pasiunea pentru lucru manual de la bunica sa și a transformat-o într-o afacere inedită. Face bijuterii din lână împâslită. Am început să lucrez cu lână acum 2 ani de zile, când am luat din casa bunicilor mei din pod o bucată de lână. Și atunci în principiu lână trebuie să fie dărăcită, adică trebuie să fie curățată, să poată fi ușor de modelat. Lână este vopsită culori naturale, pentru că bunicele noastre de obicei când vopseau hainele din lână, din ce tricotau ele sau ciorapii de lână, totul era făcut cu nuanțe cât mai naturale, foi de ceapă, foi de nuc sau sfeclă. Apoi sunt făcute aceste ghemuri. Ghemurile în principiu le-am folosit inițial la oițe. Oițele pot eu să zic că sunt prietenele mele cele mai bune. Eu le-am folosit inițial pe post de magnet și făceam turme care mă jucam. Am văzut că sunt destul de atractive și pentru copii, pentru că poate să învețe să numere, poate să facă turme, te poți juca, sunt foarte vesele. După care mi-am dat seama că vreau să port oița în fiecare zi și atunci am pus o bază de broșă și am purtat-o în piept. Mama Adinei a dat și ea o mână de ajutor proiectului și creează manual pandantive colorate. Mama este designerul, ca să zic așa, sau specialista pe cusături. Cusăturile sunt făcute în principiu pe tamină. Cusătura Bob cu Bob, o să dau un exemplu, este aceasta. Deci, practic, fiecare, să zic așa, pătrățică este cusută cu acul. Deci nu există niciun spațiu liber. Da? Un produs din ăsta, ca să-l faci Bob cu Bob, durează cam 4 ore. Mai sunt modelele tradiționale și o să le arăt, de exemplu. Asta este o cu 8 colțuri sau colul morii, motor de regenerator, adică oamenii se ghidau în trecut după această stea pe cer. Există și o colecție pe care eu o numesc premium. Este formată din lănțișoare cu pietre prețioase. Acesta de la mine este piatra spinel. Se numește piatra spinel și este piatra norocului. Avem și cu piatră lapis lazuli, totul este pe argint, deci nu avem aur decât argint, sau rubinul.